persoanele din viața unui creștin, îngerul păzitor. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a treia. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, înțelegându-se prin cer lumea îngerilor. Îngerii sunt creați de Dumnezeu înainte de a crea lumea văzută. Numărul lor este foarte mare, dar noi nu-l cunoaștem exact. În Sfânta Scriptură se vorbește de legiuni sau oștiri de îngeri. Îngerii sunt ființe personale, spirituale, nu au trup, nemuritoare, sunt liberi. Îngerii sunt inferiori, adică mai mici lui Dumnezeu, și superiori omului, mai mari. Cuvântul înger înseamnă vestitor, sol sau trimis, pentru a ne arăta scopul creării lor, acela de trimiși a lui Dumnezeu pentru a vesti lumii. Sfântul Apostol Pavel și mai târziu ucenicul său, Sfântul Dionisie Areopagitul, împart îngerii în 9 cete sau 9 grupe. Serafimii, cei cu 6 aripi, heruvimii, cei cu ochi mulți și 4 aripi, scaunele sau tronurile care odihnesc pe Dumnezeu gânditor. Urmează puteri, stăpâniri, domnii, au misiunea să stăpânească întreg universul, planetele, stelele, vânturile, mările și puterile întunericului. Urmează apoi începătoriile, arhanghelii și îngerii, care au misiunea să facă cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Noi vom vorbi despre îngerii din ultima grupă. Din ultima grupă, care este și cea mai apropiată de oameni, fac parte îngerii noștri păzitori. Potrivit învățăturii ortodoxe, fiecare dintre noi primim la naștere un înger păzitor, căci Dumnezeu ne iubește și dorește să avem sprijin adevărat toată viața noastră. Ce rol are îngerul păzitor? El ne este ca un prieten adevărat. Și ce face un prieten adevărat? Ne dă puterea de a nu renunța, ne ocrotește, ne respectă, ne ține de mâine când ne este frică. Adevăratul prieten ne învață să mergem pe drumul cel bun, ne dă curaj, ne ia apărarea, nu ne observă doar defectele, ne cunoaște calitățile, ne îndeamnă la fapte bune. Când primim îngerul păzitor? Primim îngerul păzitor la botez. Sfântul Paisie Aghioritul a spus: de la botez, îngerul păzitor își asumă răspunderea față de cel botezat și îl însoțește toată viața lui. Când închizi ușa locuinței tale și rămâi singur, să știi că împreună cu tine se află îngerul cel dat ție de Dumnezeu. El este neadormit și, fiind tot timpul lângă tine, vede totul. Pe el nu-l poți înșela și întunericul nu te poate ascunde de el. Împreună cu el îl simți pe Dumnezeu prezent în orice loc, căci există vreun loc sau lucru în care să nu fie Dumnezeu, care ține totul în mâna sa, spunea Sfântul Antonie cel Mare. Iar Sfântul Ioan de Kronstadt spunea: Sfântul Înger păzitor de zi cu zi și ceas de ceas mă îndrumă pe calea mântuirii și văd aceasta cu ochii inimii mele. Simt acest lucru
și pentru el mulțumesc lui Dumnezeu și slujitorului lui.